ce vin tu astăzi la biserică? Să pictez ouă și iepuraș. Iasna, în ce clasă ești tu? A patra. Ce-ți place cel mai mult la școală să faci? Să învăț. De ce ai ales să vii tu astăzi la biserică? Ca să ascult slujba și să pictez ouăle. Ai emoții? Ai emoții? Mereu am emoții. Pe mine îmi cheamă Teodora Bărnicianu. Teodora, în ce clasă ești tu? Eu sunt în clasa pregătitoare. Ce îți place ție cel mai mult în clasa pregătitoare? Îmi place arte vizuale. Și de asta ai venit astăzi să pictezi ouă? Ce ai desenat tu acolo? Ia să ne arăți nouă. Am făcut un iepuraș și m-am inspirat dintr-un film cu un iepuraș și l-am văzut de mult. Și am zis să copii de acolo iepurașul. Și am făcut aproape la fel, dar în felul meu. Mă numesc Sofia Moldan, Gabriela. Sofia, în ce clasă ești tu? A doua. Ce-ți place ție cel mai mult la școală să faci? Cel mai mult la școală îmi place să fac exerciții la mate. Ce ai ales tu astăzi să vii la biserică? Să pictăm iepuraș și ouă. Ai mai făcut asta? Am mai făcut anul trecut, am pictat doar ouă. Anul ăsta mai nou pictăm și iepuraș. Joia din săptămâna patimilor sau Joia cea mare este momentul în care gospodinele încep ca să aranjeze toate lucrurile pentru sărbătoarea Paștilor, o sărbătoare deosebită în care se pregătesc și lucruri specifice, așa cum sunt ouăle încondeiate sau ouăle înroșite. O lucrare pe care o fac gospodinele, însă o lucrare pe care pot să o facă și cei mici. Și bucuria este mai mare atunci când pot ei să-și manifeste toate veleitățile pe care le au în a lucra ouă încondeiate. E o plăcere și o bucurie din partea celor mici de a participa și ei cu puținul lor la masa cea sfântă de Paști. Și apoi, arătând tuturor celor care vin în vizită în sărbătoarea Paștelui, lucrurile pe care le-au realizat ei cu mânuțele lor, din grija pe care o au de a aduce și ei un omagiu Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel răstignit pe Golgota și cel înviat într-o slava lui Dumnezeu.